Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Guvernul Republicii Moldova, iar în cele ce urmează vă invităm să urmăriți conferința de presă susținută de către viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării economice și digitalizării Dumitru Alaiba și omologul său din România, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului Ștefan Radu Oprea. Domnule vicepremier Alaiba, vă rog, aveți cuvântul. Bine ați venit, domnule ministru, stimate coleg, la noi, la Guvernul Republicii Moldova, bine ați venit la Chișinău. Domnule Oprea, ne bucurăm foarte mult să ne revedem. Ne-am văzut la București relativ recent și mă bucur foarte mult să vă vedem aici la Chișinău în cadrul acestei vizite oficiale, organizate cu ocazia unei misiuni de afaceri organizate de AmCham România și Moldova, unde am dedicat toată ziua astăzi anume afacerilor care ar trebui și ar putea și ar avea mare oportunitate ca să treacă prutul, să vină în Republica Moldova din România. De-a lungul ultimilor ani și în special în 2022 și odată cu acceptarea candidaturii Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, legătura dintre noi a devenit tot mai strânsă și tot mai importantă, mai mult ca niciodată. Și vreau să subliniez câteva aspecte cheie care reflectă rezultatele acestei colaborări de succes. În primul rând, vreau să menționez că România se clasează astăzi pe primul loc printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial, reprezentând o pondere impresionantă de 21,31% din valoarea comerțului total al țării noastre. Ca să traducem asta în cifre mai lumești, asta înseamnă că fiecare al cincilea euro din comerțul nostru este cu o țară, cu România. Și asta demonstrează atât fermitatea relațiilor noastre bilaterale, cât și încrederea reciprocă în ceea ce privește schimburile comerciale. Un alt aspect este prezența tot mai puternică a investițiilor și a investitorilor românești aici, în Chișinău, dar și pe teritoriul întregii țări. Am văzut chiar recent câteva companii care, în pofida, hai să-i spunem, volatilității timpurilor în care trăim, au decis și au investit în Republica Moldova și au lărgit participația, și asta spune că investitorii românești, companiile românești cred în Republica Moldova, cred în oportunitățile pe care le poate oferi Republica Moldova, și asta ne bucură foarte mult. În total avem peste 1600 de întreprinderi înregistrate cu capital românesc, ceea ce pentru economia noastră este o proporție semnificativă. Și această încredere în mediul de afaceri din țara noastră este un semn clar al oportunităților pe care le oferim. Am discutat astăzi în timpul zilei atât cu reprezentanții mediului de afaceri, cât și cu domnul ministru despre agenda noastră de reforme, despre ce planificăm pe viitor și despre cum putem să cooperăm în a menține atractivitatea investițională a regiunii în care trăim, pentru că așa putem fi mult mai puternici. De asemenea, am mulțumit și mulțumesc cu această ocazie încă o dată României pentru că a fost, este și va fi un susținător ferm al Republicii Moldova, inclusiv în parcursul nostru irreversibil european. Alături de România, Republica Moldova merită și va deveni parte a familiei europene. Astea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată, domnule ministru, încă o dată bine ați venit și mă bucur foarte mult să fim aici. Mulțumesc mult de tot și eu pentru primirea călduroasă pe care am avut-o astăzi, făcută de către dumneavoastră. M-am întâlnit și cu ministrul Finanțelor Publice, dar mai ales cu primul ministru în formatul forumului de afaceri organizat de către Camera de Comerț Româno-Americană în prezența ambasadorului Statelor Unite în România, al ambasadorului Statelor Unite în Republica Moldova, a foarte multor reprezentanți ai companiilor americane și românești. Filialele din România companiilor americane au fost prezente astăzi aici la Chișinău. Și am vorbit împreună și noi și dumneavoastră despre oportunitățile de a investi
în această zonă a Europei, în Republica Moldova, și credem, urmarea discuțiilor pe care le-am avut cu Asociația Investitorilor Români de aici, din Moldova, că lucrurile sunt într-o direcție foarte bună, că efortul de a investi peste 400 de milioane de euro în economia Republicii Moldove, care înseamnă pentru cetățeni peste 10.000 de locuri de muncă, sper eu, și bine plătite, să însemne mai multă prosperitate, mai multe locuri de muncă pentru cetățeni. Până la urmă, domnule viceprim-ministru, acesta este și efortul meu și efortul dumneavoastră, ca împreună să convingem cât mai mulți investitori din Europa, din lume, din Statele Unite ale Americilor, să vină în această zonă și să însemne mai multe locuri de muncă pentru cetățenii români și pentru cetățenii Republicii Moldova. Ne-am concentrat astăzi pe a discuta punctual barierele care sunt astăzi încă în calea comerțului dintre cele două părți ale Prutului, pe felul în care am reușit să fluidizăm traficul vamal și ce avem de făcut în continuare pentru a reuși să fim mult mai eficienți și să gestionăm mai bine aceste provocări pe care le avem în față, astfel încât investitorii români și străini care pot veni în Republica Moldova, la Chișinău, să poată să aibă toată logistica pusă la dispoziție, astfel încât timpii de așteptare să fie reduși la maxim. Este unul dintre lucrurile la care lucrăm împreună, Guvernul Republicii Moldova, cât și Guvernul României, și cred eu că unul dintre dintre realizările pe care le avem împreună este faptul că, din punct de vedere politic, am reușit să aducem stabilitate în această zonă. Mediul de afaceri ne spune întotdeauna că au nevoie de predictibilitate, iar stabilitatea politică din zonă vine și dă această încredere mediului de afaceri că investițiile lor vor fi pe termen mediu și vor fi realizabile. Faptul că Parlamentul European pe 14 decembrie s-a pronunțat în favoarea începerii negocierii Republicii Moldova cu Uniunea Europeană este, cred eu, o victorie atât la Chișinău cât și la București și cred că efortul pe care îl facem împreună de a reuși să vedem și să prevedem toate provocările pe care le avem în față și să trecem peste ele foarte rapid, este un efort pe care îl facem în acest moment împreună. Următoarea întâlnire va fi cu certitudine la București, în formatul Comisiei Mixte, când ne propunem de asemenea să avem și un forum de afaceri pentru a continua demersurile pe care astăzi dumneavoastră le-ați început aici cu Camera de Comerț Română-Americană și de a vorbi și la București, la fel de intens, despre nevoia de a investi în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, chiar în continuare ofer timp reprezentanților mass media să adreseze întrebări relevante evenimentului. Vă rog! Bună ziua, Svetlana Gore, TVR Moldova. O întrebare pentru domnul ministru al economiei din România. Cum evaluați dumneavoastră starea actuală a economiei din Republica Moldova și, în opinia dumneavoastră, ce mai trebuie de făcut pentru stimularea creșterii economice? Și pentru domnul ministru al economiei din Republica Moldova, domnul Alaiba, ce măsuri credeți că mai trebuie a fi întreprinse pentru a atrage și mai multe investiții străine în țara noastră? Mulțumesc! Noi ne propunem să rămânem principalul partener comercial al Republicii Moldova, ceea ce se întâmplă și astăzi. Dacă ne uităm pe cifrele statistice, ele sunt în creștere. Însă am constatat împreună că ar trebui să lucrăm un pic la diversificarea portofoliului de produse pe care le comercializăm între noi. 46 de produse reprezintă importurile din România, 93% din importurile din România ale Republicii Moldova, tot 46 de produse reprezintă 84% din importurile pe care le face România de data asta din Republica Moldova. Puțin, dacă ne uităm la un număr de 46 de produse, putem să diversificăm foarte mult portofoliul, dar putem face acest lucru reușind să convingem investitori din România, din alte zone ale lumii, că există oportunitate pentru afaceri în această zonă a Europei. Eu cred
că există un moment pentru fiecare țară și că momentul nostru al Republicii Moldova și al României este unul actual. Spun economiștii din toată lumea că cea mai mare creștere economică în zona Uniunii Europene va fi a României în următorii ani. Este o zonă dinamică, o zonă efervescentă, o zonă unde mediul de afaceri poate să își crească dinamica investițională și a afacerilor, și lucrul acesta trebuie să se întâmple împreună economia Republicii Moldova cu economia României. Este o oportunitate, trebuie să știm să profităm de ea. Mulțumesc! Cum am spus-o deja astăzi, în pofida tuturor provocărilor, noi vedem o curiozitate și un interes sporit din partea investitorilor străini, în cazul dat americani stabiliți pe piața românească, dar nu este un caz izolat. Noi vedem un interes sporit față de regiune și vrem să credem că o parte din acest interes este și datorită agendei noastre de reforme și datorită agendei noastre de schimbare, dacă vreți, pentru că în Republica Moldova avem nevoie de o schimbare radicală, dacă vreți, a stării de lucruri în economie. Și pentru asta și muncim. Am reușit să atragem această curiozitate a investitorilor, dar acum principalul lucru este să o transformăm în investiții reale. Asta înseamnă să ne ajustăm acelor rigori și să ne reparăm o mulțime de legi și să eliminăm o mulțime de bariere care încă mai stau în calea mediului de afaceri, dar asta nu este tot. Evident că businessul are nevoie de claritate legală, dar are nevoie și de stabilitate și de predictibilitate. Cel mai mult de ce are nevoie un antreprenor, un investitor pentru a investi, este de certitudinea că mâine o să fie bine. Atunci când omul de afaceri nu crede că mâine lucrurile vor merge spre bine, acesta va ezita să investească, va ezita să-și extindă afacerea, pentru că așa lucrează economia. De aceea, împreună, principala misiunea noastră este să dăm acel semnal de stabilitate, acel semnal de deschidere, de schimbare pozitivă, de mișcare în direcția corectă înspre Uniunea Europeană, astfel încât să dăm acea certitudine antreprenorilor, investitorilor, că lucrurile în Republica Moldova, în regiune, se vor îmbunătăți și se vor îmbunătăți rapid. Și am spus-o nu odată, Republica Moldova poate înregistra, la fel ca România, o creștere mult peste ceea ce vedem în această perioadă. Noi nu ne putem permite să creștem cu 2-3% anual, pentru că așa vom rămâne în continuare una dintre cele mai sărace țări din Europa. Noi avem nevoie de o creștere mult mai rapidă, iar asta înseamnă reforme, asta înseamnă capacitate și predispunere a fiecăruia din noi să acceptăm lucruri noi, schimbări, care să până la urmă să conducă la o creștere economică de care avem nevoie. În contextul în care întrebările s-au epuizat, vreau să mulțumesc domnilor miniștri. Conferința de presă s-a încheiat. Vă dorim o zi bună. Mulțumim! Vă mulțumim!